Bine v-am găsit, stimați telespectatori, vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi în cadrul emisiunii Familia Favorit. Sunt într-o atmosferă foarte frumoasă a restaurantului Vatra Neamului. Mulțumim familiei Avram pentru faptul că ne-a oferit ocazia să vorbim cu invitații noștri aici într-o atmosferă specială. Invitata mea din această sâmbătă este o artistă foarte îndrăgită peste Prut, în Basarabia, foarte iubită acolo, dar și, cred, cunoscută și în România, pentru că a cântat de foarte multe ori în România. O artistă născută toamna, la sfârșit de toamnă, pe 30 octombrie. Aș vrea să-i spun bună seara Anei Barbu și să-i mulțumesc pentru că e prezent astăzi în cadrul emisiunii noastre. Vreau să-ți mulțumesc și eu pentru invitație și bine v-am găsit. Și mă bucur nespus de mult că am această frumoasă ocazie de a fi în emisiunea ta. Te urmăresc de fiecare dată și mi-ești drag, să știi. Pentru că tu cânti și muzică ușoară și muzică populară. Mai nou am văzut că ai scos un CD de muzică clasică, dar vom vorbi despre asta un pic mai târziu. Aș vrea să te întreb, ce gen de muzică este mai aproape de sufletul tău? Vreau să-ți spun că la moment sunt foarte atașată de muzica populară. Mai ales că am lansat un CD cu orchestra, cu minunată orchestră Lăutari, condusă de maestrul Nicolae Bodgros. De fapt, am lucrat mai mult cu Corneliu Bodgros, fiindcă el a făcut și aranjamentele și a dirijat, dar ochiul maestrului oricum a stat pe noi. Dar, mă rog, depinde de situație. Câteodată sunt nebună după muzica clasică, de exemplu, sau invers, după muzica ușoară. Trec prin niște etape așa, de moment, depinde de dispoziția mea. Iată, da. Asta este. Te-am văzut la o manifestare artistică și ai cântat foarte frumos și muzică clasică, orchestrată foarte frumos, te felicit pentru asta. Mulțumesc. Totdeauna publicul basaravean a fost un public special. Care este diferența, dacă există vreo diferență, între publicul de la Chișinău și publicul de la București? Că tu ai cântat și în România. Cum ți se pare publicul de aici? Băi, să știi că e un public minunat. Mi-a plăcut de fiecare dată când am avut ocazia să cânt. Dar, de fapt, mai mult am cântat pe la petreceri. Da. Și chiar eram fericită de faptul că lumea mă admira, le plăcea ceea ce fac eu și asta este foarte important pentru un artist. În rest, ce să-ți spun, la Chișinău, păi, vezi, iarăși sunt diferite situații. Da. Depinde ce cânti și unde cânti, la fel. Asta este. Ai prins generația aceasta cu artiste foarte talentate la Chișinău, pentru că sunt niște artiste care s-au născut cu har, așa cum ești și tu. Nu vreau să dau acum nume, publicul cunoaște aceste artiste. Chișinăul este un oraș unde sunt foarte multe spectacole, dar cântați în turnee în toată zona Moldovei? Ai fost peste tot? Ai fost la Cahul, la Soroca și la Ungheni? Să știi că am fost chiar peste tot și, de fapt, ultima perioadă mai puțin mergem prin sate, dar îmi place foarte mult acolo. Publicul chiar este deosebit față de Chișinău. Este dorit de a avea în fața lor artiști. Da. Și asta este foarte important. Dar sper eu să se mai schimbe ceva în viața noastră de artist ca să putem să mergem cât mai des în sate. Ar fi ideal, pentru că oamenii au nevoie acolo de cântecul românesc. E adevărat. E adevărat. Aș vrea, Ana, acum să ne interpreteze o melodie, ca să o vedeți și aici cântând. Nu știu la ce s-a gândit, vreau să fie o surpriză pentru toți telespectatorii care ne urmăresc la această oră aici, la televiziunea cântecelor noastre. Pentru dumneavoastră, dragi prieteni, Ana Barbu.
se aprind pe cer mii de culori. Printre ele vreau ca să zburăm și vor trece multe primăveri și de dragoste o să cântăm. Stimați telespectatori, muzică de suflet, muzică pentru oamenii romantici. Totuși, aș vrea să știu cu cine ai colaborat, pentru că muzica aceasta e foarte frumoasă, ai compozitori care scriu pentru tine. Povestește-mi puțin despre ultimele tale colaborări. Vreau să spun că aceste două piese sunt scrise de Adi Carp, și muzica și textul. Un băiat tânăr, talentat. Foarte talentat, da. Ultima perioadă am conlucrat cu Sandu Gorgos, mai mult. Am două piese care mi-a făcut aranjamentele, și cu textierul Ianuș Turcanu și cu Radmila Popovici. La fel, de fapt, Ianuș Turcanu, cred că undeva jumate din repertoriul meu, textele aparțin dumnealui și vreau să-i mulțumesc foarte mult pe această cale. Am conlucrat cu Anatol Dumitraș, la fel un cantautor și un compozitor foarte bun, aceleași flori de Lilia care mi le-a scris special mie, și ce minunat e, adică mai multe piese, foarte multe piese, și îmi doresc să conlucrez cu ei și de acum încolo, fiindcă sunt oameni talentați și știu ce, totdeauna ghicesc ceea ce vreau eu să fac. Dar și asta se întâmplă că pe pământul acela, nu foarte mare, acolo pe petecul acela de pământ s-au născut atâția oameni valoroși, atâtea talente, pentru că voi aveți cel puțin 5 orchestre pe care le cunosc eu în Bazarabia,
Extraordinare, profesioniști este desăvârșiți. Este Cum îți explici lucrurile acestea? Pentru că, uite, sunt mari nume în România consacrate care s-au născut pe pământul basarabean. Nu mai vorbesc despre doamna Stella Popescu sau despre doamna Tamara Buciuceanu sau despre marele poet Adrian Păunescu. Sunt nume importante care s-au născut acolo. Care este explicația ta? Eu zic că școala care este acolo și care a fost, de fapt, am avut buni profesori, oameni care au studiat și muzică, și ca actori, și, adică tot ce e legat de artă. Mie, eu, de exemplu, am avut, cum ți-am mai spus, am avut un profesor foarte bun de canto, dar la colegii de muzică am studiat și pianul, și adică foarte multe obiecte, dar din păcate erau undeva 70% le-am studiat în limba rusă. Da, asta vreau să te și întreb. Undeva e influența școlii rusești. Da, păi asta vreau, dacă spațiul și școala rusească au avut un efect, un rol important pentru adevărat, voi. Este adevărat, pentru că eu și până acum am piese în repertoriul meu pe care le cânt cu mare drag, mai ales romanțele rusești, piese clasice superbe, care le cânt cu mare drag. Și chiar de fiecare dată când vin aici în România, să știi că mulți preferă să le cânt cântece din repertoriul rusesc. Dați și spectacolele rusești, atât spectacolele la sală, cât și spectacolele de televiziune, sunt grandioase. Îți mărturisesc că mi-am pus TV cablu aici acasă, am cerut să fie și canalul 1 al rușilor, pentru că în weekend ei dau fel și fel de spectacole de astea foarte frumoase. Îmi plac spectacolele pe care le dau la Pugaciova sau Kirkorov sau, mă rog, Baskov, nume importante pentru tot ceea ce înseamnă Rusia, Ucraina. Dacă e să vorbim de muzică, da, de politică, să nu, lăsăm nu, că... Nu, vorbim strict despre muzică. Da, strict despre muzică. Ținem mai departe. Sunt unii artiști care merită toată cinstea acolo. Da, sunt mari talente și oameni speciale. Adică eu m-am întâlnit cu foarte multă lume și cu aceeași Ala Pugaciova și cu Filip Kirkorov. Am participat cu Natalia la foarte multe concursuri în Rusia și nu numai în Rusia. Dar și ne-am întâlnit și chiar Filip Kirkorov este foarte încântat de vocea Natalii. Ce Bargo. Frumos! Da. Cine știe, poate să leagă un duet cu... Și au avut și concerte împreună acolo în Moscova. Un om special, un om Am văzut că vine și cântă și la Chișinău. În spectacolul de anul trecut, în ziua de Paști s-a ținut. Am fost la Chișinău și l-am văzut în concertul lui. Un artist demn de admirație. În drumurile tale prin viață ai lăsat două fete atât de frumoase, care sunt și ele talentate. Uite, te moștenesc, ești și bunică, ești o artistă împlinită. Eu cred că ai tot ceea ce îți dorești. Mulțumesc. Nu? Ar fi ceva, un vis care încă nu s-a împlinit? Ți-ai mai dori ceva? Ai un lucru pe care îl regreți? Ce ai vrea tu să se întâmple mai departe cu tine? Eu zic așa, că familia totuși este important, cel mai de preț lucru în viața unui om. Și asta ne l-a dat Dumnezeu și trebuie să prețuim asta. În rest, muzica. Îmi doresc foarte mult să mai rămân în scenă, să mai cânt, să am posibilitatea de a mai lansa CD-uri, să fac cântece noi, să vin și în România. De ce nu? Că fiindcă am fost axată numai pe... De fapt, am fost practic și toată Europa, toată Uniunea Sovietică. În Canada am fost invitată. Am avut concerte peste tot. Dar uite, din păcate, nu știu de ce, dar în România am venit mai rar. Nu știu care este explicația. Și îmi doresc foarte mult, poate, cine știe, poate cumva o să am această șansă să cânt mai mult și la frații în de pe Sepru. De ce nu? Fiindcă îmi place foarte mult
Am crescut cu muzica populară românească și nu numai populară, dar și cu muzica muzică ușoară, să vorbesc, cu Dan Spătaru. Aveam caiete întregi cu texte, cu Margareta Păslaru, cu Maria Ciobanu, cu Maria Lătărețu. Adică am cântat tot ce a fost ce e frumos și am fost foarte mult impresionată de cânticul oltenesc, să știi. Și, da, am cântat foarte mult în perioada, mai ales când locuiam la Râbnița, în Transnistria. Păi uite, atunci acolo vreau să-ți fac o surpriză și cred că producătoarea mea, Valentina Herța, e de acord, pentru că ți-a plăcut atât de mult Oltenia, Gorjul și Gorjul. Vreau să-ți aduc în memorie una dintre cele mai mari artiste pe care le-a dăruit țara românească, privighetoarea Gorjului, doamna Maria Lătărețu. Hai să ascultăm. Mulțumesc. Asta pentru tine. Mulțumesc. Și revenim frumos în platoul emisiunii noastre. Care merg la sufletul oricărui telespectator. Mulțumesc, Paul. Mă bucur pentru că ai venit. Este pentru prima dată când ești la mine la emisie și eu sunt fericit pentru că ne cunoaștem de atâta timp, dar n-am avut ocazia să arăt prin intermediul emisiunii noastre ce cântece superbe ai. Te felicit. Iar mulțumesc. Vocea ta e o voce specială, o voce caldă, un timbru foarte plăcut. Îți mulțumesc frumos și sper eu să mai avem ocazia de a fi împreună în concerte. Cu mare bucurie. Eu vreau să aduc aminte de spectatorilor care au văzut concertul meu aniversar de la Palatul Național Nicolae Sulac de anul trecut, momentul în care am interpretat noi doi cele două duete și aș vrea să ne aducem publicului de spectator în memorie apariția ta la Palatul Național în concertul meu. Am cântat Eu nu te întreb când ai să vii în duet, după care o piesă din repertoriul tău. Da, Mai bădiță, bădișor. Așa. Și aș vrea să urmărească acum telespectatorii imagini de la Palatul Național de atunci, să vedeți dacă v-a făcut plăcere atunci să urmăriți cele două cântece pe care le-am interpretat în duet cu Ana Barbu. Vedem imaginile și revenim. Fereastra casei mele te văd ades trecând râzând. Și nu mi-o iert căci n-am curajul să te opresc din al tău drum. Aș vrea să-ți spun cât te iubesc, aș vrea să-ți spun cât te doresc, aș vrea să-ți spun cât te aștept. De ce când vii tu iarăși pleci? Eu nu te întreb când ai să vii. Eu nu te întreb când ai să pleci. Să nu mă întreb de ce am plâns când m-am trezit din al meu vis. Și domnilor, Ana Barbu. De te-ai oprit măcar o clipă și timpul dacă s-ar opri, aș mai putea sera într-o noapte că visul meu se va împlini. Aș vrea să-ți spun cât te iubesc, aș vrea să-ți spun cât te doresc, aș vrea să-ți spun cât te aștept. De ce când vii tu iarăși pleci? Eu nu te întreb când ai să vii. Eu
să pleci, să nu mă întreb de ce am plâns când m-am trezit din al meu vis. Ești adierea ce pleci mereu și pentru aș vrea să-ți spun cât te iubesc, aș vrea să-ți spun cât te doresc, aș vrea să-ți spun cât te aștept, de ce când vii tu iarăși pleci. Ceva din repertoriul tău, dar ceva vesel, nu? Ok, haideți! Toată lumea! Hey! Așa! Hai, Moldova! Frunză verde, în albă mare, mine badea pe cărare. E frumos, bate-l norocul, mă face să ard ca focul. Poartă cușma șmecherește și spune că te iubește. Ce frumoasă-i dragostea, măi, când te iubește badea. Măi, bătiță, bădișor, de sărutul tău mi-e dor, bade. Mândro, mândro, mândra mea, sărutați-aș gurița, măi, mândra. În codru verde, unde nimeni nu ne vede. Hai, bade-n codrii de faci, măi, amândoi să ne avem dragi. Să culegem floricele, să ne cânte păsărele, să bem apă din izvor, măi, să ne răcorim de dor. Chiar am fost încântată și chiar după concert, dacă ți-amintești, am mai stat împreună. Am zis că mi-ar place foarte mult să avem și un duet împreună. Da. De ce nu știu câte colaborări ai avut tu cu artiști cântând în duet, dar e foarte important când ești pe scenă să te uiți în ochiul partenerului cu care cânti, să interpretezi
tema cântecului. Eu alături de tine pe scenă, da, m-am simțit extraordinar. Și eu la fel. În viață sunt convins că alături de soțul tău te simți minunat. Știu că povestea voastră de dragoste este foarte frumoasă, mai știu că soțul tău este muzician, a avut grijă să îndrume fetele tale în acest domeniu și mai știu că v-ați întâlnit într-un mod special cu Umbrelă, cumva. Povestește-mi puțin cum v-ați întâlnit, pentru că îmi place povestea voastră de dragoste. Într-adevăr, o poveste frumoasă de dragoste, ne-am îndrăgostit de la prima vedere. Așa. Am cântat împreună într-o orchestră, iarăși în Transnistria, și acolo ne-am întâlnit și când am ieșit după repetiții ploua și am zis, hai să-ți dau Umbrelă. Mergi până la mine să-ți dau Umbrelă. Și ai rămas și cu Umbrela și cu el. Și a rămas și cu el. Foarte frumos, da. Într-adevăr, el întotdeauna este alături de noi, a stat în spatele nostru, ne-a susținut. El ar fi, cum s-ar spune, managerul tău. Este adevărat. El se ocupă de tine, te însoțește în fiecare moment la cântări. Este așa, este adevărat și vreau să-ți spun că este un mare fan a muzicii populare și a fost și dirijor de orchestră în orașul Râmnița. Acolo cânta muzică populară. Să știi că am avut multe peripeții, fiindcă de fiecare dată când aveam concert, trebuia să dăm tare de seamă, să le traducem rușilor despre ce cântăm. Dacă cântam ceva de repetoriu Mariei Ciobanu, să știi că le imițeam. Da, și zic că de-a nostru, despre plai, despre Uniunea Sovietică. Da. Și cântam de fiecare dată cu mare drag. Într-adevăr, el a fost cel care le-a încurajat și pe fetele mele, fiindcă el e și un bun profesor. A stat alături, a fost calm, a fost îngăduitor, adică totdeauna a avut o mare răbdare cu noi, toate trei fetele din familia noastră și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Este un om special, este un om pe care îl iubesc foarte mult. Mi-am dat seama după câteva discuții, adică un om care te iubește și e important în zilele astea când vezi parcă oamenii au devenit din ce în ce mai răi cu viața asta. Să ai un suflet pereche lângă tine care să fie mereu în permanență la fiecare pas al tău. Nu ți-am spus lucrul acesta, dar de câte ori ne-am întâlnit și de multe ori s-a întâmplat asta alături de soțul tău, mi-am dat seama că acest om e un om care trăiește pentru muzica voastră și pentru tine. Adică din discuțiile cu el. E un om care te iubește mult și ar trebui să fie astfel de cupluri tot mai des în viața de zi cu zi. Adică sunteți făcuți unul pentru celălalt și se vede lucrul acesta, știi? Adică transpiră chestia asta, dar e foarte frumos pentru că ai lângă tine un om care ți s-a dăruit în totalitate. Este așa și chiar sunt o femeie fericită, pentru că cred că mai rar se întâlnesc în viața asta noastră plină de atâtea greutăți și de multe obstacole. Adică avem și bucurii, sigur că, dar în cazul când ai alături un om în care te poți baza întotdeauna, este un lucru foarte frumos. Da, o familie fericită, mai ales că Natalia Barbu, de când a câștigat trofeul Mamaia, în ce an s-a întâmplat asta? În 98. În 99. Ea a evoluat foarte frumos și e un lucru foarte important pentru vocea ei, pentru ea ca artistă. Dacă și-ați urmărit, dacă nu o să urmăriți imagini cu Ana Barbu și cu Natalia Barbu, ai senzația că sunt surori, nu mamă și fiică. Adică arată atât de bine amândouă. Păi nu, dar așa e. Și dacă n-ar cunoaște cineva cum stă treaba, nimeni n-ar spune că tu ești mama Anei, știi? Eu felicit și sunt convins că Natalia Barbu are multe lucruri de spus pentru muzica românească. Multă muzică frumoasă, ea e și o violonistă de forță, să știi. A studiat foarte mult muzica clasică, adică și nu numai, dar mi-aș dori ca ea să-și atingă scopul pe care și l-a pus, să ajungă ceea ce își dorește ea.
Și asta e, pentru noi părinți este foarte important. Mai ales pentru tăticul nostru. Ar fi fericit. Da, și da. Să știi că ea are și un album de muzică populară, care la, la fel la... Alături la de ce orchestră? Orchestra Lăutarii. Lăutarii. Da, și din acel moment soțul meu este împlinit, știi? Da, el, da, da, da. El și-a dorit foarte mult ca ea să cânte și muzică populară, fiindcă are voce în, și în poate în casă, da, în casă la noi întotdeauna a răsunat muzică de calitate, muzică frumoasă. Eu sunt și eu foarte mândră de faptul că am lansat în luna februarie un CD de muzică populară cu orchestra. Cum se intitulează CD-ul? Să trăiască omul bun. Să trăiască omul bun. Da, un CD la care am muncit foarte mult împreună cu Corneliu Botgros, cu Mariana Concieru, cu Maria Câte Stoianu. Câte cântece ai pe acest material? 15 cântece. Și, și Maria Stoianu v-a scris, da, pentru tine, da. Besurile, e o compozitoare, da, foarte apreciată în Basarabia. Pe dublul CD pe care eu ți-l dăruiesc, uite acum, Vai. Sunt 32 de cântece. Se cheamă O lacrimă de cântec, acest album. S-a lansat de câteva săptămâni acest dublu CD. L-am lansat în turneul meu de primăvară cu același titlu, O lacrimă de cântec. Și Maria Stoianu m-a scris 8-9 piese și muzică și text pe material. Am colaborat foarte bine cu Maria. Este o fată talentată care scrie foarte frumos. Într-adevăr, cum spui, e o doamnă foarte talentată. Da, da. Mi-a scris, pe acel CD mi-a scris foarte multe versuri care aparțin ei și am, de fapt, acel CD, undeva 70% piesele mi aparțin mie și am conlucrat și cu Gheorghe Banariuc, da, cu, da, da, Anatol Vițu și cu Timofei Trigubenco. Muzicieni, muzicieni de săvârșit. Este adevărat. Dragi prieteni, vreau să o vedeți în momentele următoare pe Ana Barbu cântând și muzică populară. A tot povestit despre albumul cu orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Botgros. Mi-aș dori din suflet să o vedeți și în altă ipostază. Tocmai de aceea, în timp ce Ana se schimbă în costumul tradițional, în costumul popular românesc, vedem câteva imagini cu ea și vom reveni în micul nostru platou amenajat aici la Vatra Neamului. Revenim! Datorii emisiunii mele și sper din tot sufletul în momentul în care o să facem emisiunea în platoul nostru mare, în platoul numărul 1 al televiziunii naționale favorit, să vii să îți dedicăm o emisiune cu public. Din România, dar și din Basarabia. Știți cât de mult vă iubesc, dragi basarabeni. Vă așteptăm la concertele noastre de la Palatul Național, în manifestările noastre artistice pe care le facem acolo, la Chișinău și în toată Republica Moldova. Suntem cu gândul alături de dumneavoastră, iar de aici, de la București, transmitem și pentru publicul din Republica Moldova cele mai frumoase urări, o primăvară frumoasă și, de ce nu, muzica noastră. Vă mulțumesc, vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune și acum să o ascultăm pe Ana Barbu. La revedere și o primăvară frumoasă! We'll be right back.